Moromeții de Marin Preda Volumul 2, partea 1, capitolul 7 În seara următoare, Nicolae se duse din nou la Cotocești, coborând în vale la pod și începu să aștepte, urmărind ceasuri întregi, tot ceea ce se putea mișca în grădină, tot ceea ce putea semăna cu trupul unei fete copacii sau ierburile înalte și negre, stâlpii de la poarta dinspre curte și cei de jos care țineau gardul la marginea văioacei. Oricând dintr-unul din ei se putea face doi și asta ar fi însemnat că ea este. Dar nu se mișca nimic. Totul zăcea în întuneric și liniște. În ziua a treia, după un ceas de când stătea și se uita, Nicolae văzut deodată cum se mișcă lipanele mari de după gardul peste care, de pe pod, se vedea bine pe deasupra vârfurilor lor ascuțite. Dintr-o săritură fu aproape și se lipide un copac. Se uită pe unde ar putea intra înăuntru și, fără cel mai mic zgomot, desfăcu două uluci, le dădu într-o parte și se strecură printre bozi. Acum însă nu se mai vedea nimic și se opri, se aplecă pe vine și căută cu privirea răsucindu-se încet în toate părțile. Atunci se auzi nu de departe de el un clefăit precedat de ceva asemănător cu plescăitul ouălor când sunt sparte și golite de conținutul lor și flăcăul se ridică și se apropie de locul bănuit de unde venea scomă. Un câine ridică botul dintre lipane și în prima clipă se uită la Nicolae țintă, dar apoi se năpusti într-o parte prins de o groază nebună și se repezi spre o lucile din fund, peste care zbură, făcând o săritură de două ori mai mare decât era nevoie ca să scape. Pierica o năluc. Nicolae ieși și puse la locul lucile cum fuseseră. În seara a patra era întuneric beznă se mai vedea nimic pe cer și după câtva timp început să plouă. Flăcăul însă nu plecă și în curând și roaia de apă începură să-i curgă de pe pălărie ca de pe o streașină. Stătea nemișcat și se uita în grădina care vuia acum ca o pădure. Era foșnetul bozilor și mai ales al lipanelor care primeau revărsarea din cer pe toată întinderea palelor lor grase și mari. Undeva, în stânga, se auzi o căruță alergând, cine știe cine avusese poate intenția să muie la câmp, și n-avea coviltir. Îl apucase ploaia și trebuise să înhame și să vie acasă, sau poate venea de la gară. cu trenul de zece al cărui șuierat se auzea adesea în serile când toată lumea se culca de vreme, precedând și apoi încheind cu un țipă lung zgomotul locomotivei, parcă mult mai puternic ca o rostogolire bruscă de druci peste un acoperiș de tablă. Acum, din pricina ploii, nu se mai auzise. Deodată, flăcăul țâșni de pe poci sări spre gard. Nu mai stă tu să caute cele două uluți scoase seara trecută. Sări pe deasupra lor și din doi pași se apropie de o mugl de ață care înainta repede spre el cu o haină în cap. Îi dădu haina la o parte. Ea era rămase rămuți amândoi și un timp nu se mai auzi decât zgomotul ploii care potopise pământul. Apoi, din tăcerea care zăcea sub scurgerea monotonă a verselor, amplificându-se și turburând parcă, asemenea unul borboroser care putea fi ale cerului, tăcerea nopții ploioase, murmure năbușite se răspândiră în grădina întunecată. Nu e bine aici, să nu mă mai aștepți. Dacă nu venea ploaia, nu ieșeam. Trebuie să mă duc. Am crezut că aici o să pot să ieși. Nu pot să ies nicăieri seara, mai bine ziua. Am avut noroc cu ploaia, altfel n-aveam cum să ies. În cotigioaia, în pădure. Nu mă vede lumea. Încolo spre garo, să spun că mă duc la burdeni, pe la verișoarea mea. Deci mâine seara înainte să se întunericească și îmi spui fără să te oprești, am să fiu la poartă. Și fata se smulse de lângă el și începu repede să taie grădina în torentele care nu încetau să răpăi asupra ierburilor și a pomilor. Trei seri la rând trecu apoi Nicolae prin fața porției, până oprinse și îi spuse unde. Era chiar pe locurile lor, la jumătatea drumului spre gară, lângă fântâna nouă de la șanea. Nu se știa bine cine era acest șanea, dacă era cumva numele celui cu lotul de lângă fântână sau dacă chiar micul deal care se face acolo purta această denumire. Era din piatra albă, curată și avea o cumpănă de o înălțime amețitoare, ți se ura până ajungeai cu citura la fund și până trăgeai pe urmă îndărăt de lumânarea de lemn înădită în vreo două locuri cu Lângă fântână era o cruce mare de lemn, pe care se scrisese odată cu fier în roșii ceva, dar nu se mai putea citi ce anume, ca și când lemnul ar fi prins rădăcini în pământul bătătorit împrejur de vite și crescând ar fi deformat și crăpat scritura. Era vorba de o rugăciune, cum se vedea adesea petroițele la răspântia unor drumuri, sau era mormântul unui necunoscut? Cine poate să cunoască pașii unei fete care merge pe un drum de câmpie? Când din acest drum dau la dreapta și la stânga intrări adânci spre locurile îndepărtate, printre porumburi, ea poate să aibă o soră mai mare cu vitele, un tată sau o mamă la sapă sau la legat via. Iar costică roșu avea pământ în multe părți, nu avea un singur lot, să fie adică cunoscut pe câmp tot așa de bine cum era cunoscută casa din sat. Fata lui se putea, deci, duce oriunde ziua în amiaza mare și era greu să știu unde se duce. Ea se oprea însă întotdeauna la fântâna albă de la șanea, punea mâna pe citura fântânii și începea să tragă de lumânare și să scoată apă. Se spăla pe față și pe mâini, își scotea sandalele și se spăla și pe picioare, apoi vrea din nou citura și o lăsa așa răsturnat. La zece locuri distanță, Nicolae vedea cum și ieșea la drum. Se uita dacă nu era cineva, îi făcea apoi semn să se apropie, să intre în grâu și să aștepte să vie el să o ducă. Ileana însă nu era o fată dintre cele care știau multe, ci dintre cele care ar fi vrut să știe acum cât mai avea timp, înainte de măritișul ei, care urma să aibă loc chiar în luna aceea, cu un tânăr preo din Balaci cum nu era fată mare și bănuia că preotul, cu toată sfințenia lui, nu o să fie foarte vesel când o să-și dea seama de acest lucru, își spunea în sinea ei că măcar să știe și el pentru ce avea să o pârească pe urmă părinților, fiindcă mai mult n-avea ce să-i fac. Știe aia că nu se hotărâse un popă să ia o fată fără multă carte, doar cu patru clase profesionale, dacă n-ar fi fost așa bogată cum era ea. Ajungând să ea nu se rupse de suratele ei din sat și povesti mai târziu uneia dintre ele, cu care era prietenă, ce se petrecuse între ea și băiatul lui Moromet în acele întâlniri pe care le avusese cu el pe lotul lor într-o covercă. Și de ce totuși se măritase sau de ce totuși, deși urma să se mărite, se mai încurcase cu Niculae, care nu știuse nimic de măritișul ei aranjat dinainte. Nu-l vorbi de bine, îl lua în râs, spunând că nu fusese nimic între ei și că atunci când fusese, se și terminase. Nu putuse să spună de el că nu ținuse la ea, fiindcă nopții întregi o așteptase în vale la pod. Dar decât să o fi așteptat-o acolo în ploaie, mai bine ar fi fost și el băiat când erau singuri în covergă. Și tânăra preotea să se hotără cu greu să spună de ce îi purta pică și nu înainte de a mai adăuga încă ceva pe seama lui, care se răspândia apoi în sat și aflară, nu se știe de ce, mai ales copiii care se uitau apoi intrigați când Niculae trecea pe drum și chicoteau după cel ce să îndepărta suficient ca să nu le fie frică să poată să o zbughească dacă el s-ar fi întors să ia de urechi. Nu că nu i-ar fi plăcut și ei de el, povesti mai departe preoteasa. Era frumos când se uita la ea cu ochii și părul lui pe care îl purta tăiat scurt și dat într-o parte nu cu claie mare cum aveau alții. De ce să zică un lucru care nu e? Dacă ar fi lăsat o său, ea s-ar fi măritat cu el și nu cu un popă, care știe ea ce face și un popă, mai târziu cu muierile în biserică. A auzit ea. Dar cine a mai pomenit să facă un băiat ce a făcut el? În loc să-i pară și lui bine că s-a iubit cu o fată, a amuțit pe urmă alături de ea și s-a făcut galben la față, de parcă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, ci i-ar fi dat cineva să bea un pahar cu cucută. Niculae, zic, ce e cu tine? El nimic. Niculae, zic, ești cumva bolnav? Te doare ceva? ce e cu tine? spune să știu și eu. Nimic. Tăcea și parcă nici nu mă vedea. L-am luat de umer și zic, Niculae, uite, eu te las și mă duc până la fântână, mă întorc acuși. Ziceam că până mă duc eu și mă întorc, îi trece cine știu. O fi și așa că nu seamănă toată lumea unii cu alții. Chiran cu care am vorbit eu întâi mă ținea numai în brațe și tot timpul mă săruta. Ziceam că mă înnăbușă. M-am dus la fântână, am scos apă cu citura, am băut, m-am uitat să nu mă vadă cineva unde mă întorc și m-am întors. Tot așa l-am găsit. Nu i-am zis nici eu nimic. L-am lăsat acolo și am plecat. Câteva săptămâni, băiatul lui Moromete umblă tăcut și cu o expresie de suferință atât de neacoperită pe față, încât ai fi zis că cerea ajutor celui cu care și încrucișa privirile încărcate de o tristețe grea. Catrina l-a pucă de umăr speriat. Mai că ești bolnav, ce-i cu tine? Nu mănânci, nu dormi? Pe urmă Nicolae își reveni și privirea lui se făcu iar cum fusese înainte. Capitolul 8 Tocmai în acel an se mărită și tita și Nicolae, în loc să se apropie de tatăl său, se lipi de proaspătul cumnat pe care îl cunoștea de fapt de mic, îl chema Neasandu, numele celălalt, Dogaru, fiind bun doar pentru cei mari și pentru autorități. O lopetita îndată ce se întoarse de pe front și se termină războiul. Toată ziua Nicula era văzut pe la el prin curte, s-a stând jos și cioplind vreun țăruș sau dregând vreo roată sau vreun gard, sau lângă caii scoși afară și legați de un salcâm pe care îi țesă la și îi bușima îndelung până le făcea pielea ca Era acest sandu un ins cam mare, cu chipul cât un cărpător de vârât înțest, dar cu arcuiri blânde ale gurii de îngăduință disprețuitoare când se uita la un om, și cu o voce mai degrabă, fără culoare, dar mult încetinită, ca pentru a da timp fălcilor lui late să se poată pune în mișcare și celui care îl asculta să se uite mai bine la el și să vadă și dincolo de ceea ce spuneau cuvintele. Fiindcă atunci când vorbea, ai fi zis că îi se făcuse milă de cuvintele pe care le spune așa amici și biciznice cum sunt ele, când trebuie să zici de pildă, „Dăm toporul ăla sau mișcă roata asta mai așa sau hai să mâncăm. În felul ăsta, chiar și acțiunile implicate în cuvinte păreau parcă tot timpul puse sub semnul îndoielii: să-i dai un topor dracu să-l ia de topor, să miști roata, dacă vrei să o miști, că poți să o lași așa, sau să te duci să mănânci mare brânză, ca și când nemâncat nu poți să stai. Și din pricina asta, cuvintele și lucrurile din jurul său parcă se lipeau de el, și el, cu labele lui tinere și blânde le dădea parcă la o parte îngăduitor, conștient că nu le poți alunga orice ai face și că cel mai bun lucru este să te folosești cât mai practic de ele și să tragi de pe urma lor foloasele care îți revin. După aia le arunci dracul într-un colț și stai jos la soare pe iarbă cu picioarele desculțe și vezi ce mai e. În asemenea clipe, Sandu avea un fel de surâs care era atât de total. Lua adică parte la el nu numai ochii și obrajii, ci parcă și picioarele, genunchii și chiar spinarea lui imensă, lată ca un pat, în comparație cu a lui Nicolae, surâs care putea să dureze ceasuri întregi și să nu dispară din ființa lui, chiar dacă în acest timp s-ar fi înfuriat sau l-ar fi înjurat pe el cineva. Nicolae și toți care erau apropiați puteau astfel să-l vadă, adresându-se câte unuia cu care avea ceva. Mă, a lui Boldeaț, dacă te mai aud că te lești de mine, mă mai înjuri, pun mâna pe tine și zrup rup junghetura gâtului. Hai, mă, neasandule, că nu-i adevărat, răspundea acela lui Boldeață cu ochii răciți de frică. Eu nici nu aud ce spui tu acum, Zicea Sandu și îl întreba apoi pe același ce se aude cu altceva, vreo treabă pe care o avea el cu altul pe care a lui Boldeață-l cunoștea. Astea erau cele două stări ale lui, în timp ce se ocupa de lucruri, și după ce nu se mai ocupa. Nicolae știa cam de pe când plecase, răcei trei de acasă, venea deseori pe la ei, scotea un pachet de cărți din buzunar și zicea: Ce dracu i facem în Elie? noi nu mai jucăm un tabinet? Păi să jucăm! răspundea Moromete. Dar cu cine? Păi mă duc eu să-i chem pe neacostache al joachii, pe neamate dimir și pe Naecizmar. cizmar. Ăștia erau noi prieteni ai lui Moromete, nu cu mult mai tineri decât el, cu care se ducea iernile cu căruțele la munte. Păi dacă zici că te duci, du-te, zicea Moromete și la acest răspuns, Sandul descoperea atunci lângă el pe Nicolae. În vacanțe de Crăciun și de Paș sau în vacanța mare, se uita la el, îi băga un deget în burtă și îl întreba. Ce mai faci, mă, cioroș bulincă? Ce să fac? Bine, răspundea Nicolae. De ce îi spunea el cioroș bulingă și ce însemna de fapt numele ăsta, nu știa și nici nu vrea să afle nimeni. Dar de ce îi băga un deget în burtă? Asta, da, era un semn de simpatie, dar nu la adresa lui, ci a soresii mai mari, după cum s-a și văzut mai târziu. Înainte de asta, însă, Sandu Dogaru stătu în concentrare doi ani și apoi încă trei pe front, de unde se întorsese cu o gaură în coaste lungă de aproape jumătate de metru și cu tâmplele brumate, deși nu avea încă nici treizeci de ani. Rămăsese însă același, sau cel puțin așa părea, și venise și cu explicația lui despre războiul din care abia scăpase. I-o dădu lui Nicolae îndată ce o luă pe tita, chiar a doua zi după nuntă, când băiatul veni pe la el și îl găsi pe sandu în mijlocul curții, așezat jos și scobind un trunchi de lemn uscat, să facă piuă de zdrobit sare în casă. Scăpară, mă, cioroșbulingă de păsărelele alea care se o au în capul nostru, să ne facă mai puțin. Asta e, că ne facem mai mulți, mai vin niște păsărele, ne mai micșorăm și pe urmă iar Gaura asta mea în coastă e de la un nou de -astea. Nicolae era toată ziua pe la el și cine trecea pe drum îi vedea stând jos pe iarb, Sandu cu o enormă pălărie pe cap, cu borurile trase în jos din toate părțile și cu o cămașă albă colilie strânsă de un brâu roșu. Nicolae, subțirel și neîmplinit, desculți și cu capul gol, cu o frizură tăiată scurt și dată într-o parte. Din când în când, Tesla sau ciocanul din mâinile lui Sandu se oprea un lucru la care meșterea așa înfipt minute întregi și în timpul ăsta el îi spunea lui Nicolae fără să ia mâna de pe un altă, nu se știe ce, vorbe de luni, și cu neputință de ghici de nimeni, după care, cu un gest de parcă aceste vorbe s-ar fi prelungit prin mână spre lucruri, Sandu scotea Tesla sau ridica ciocanul de pe lucrul acela, și se ocupa cu scobirea sau rotunjirea lui iarăși, un timp nemăsurat de lung și cu clătinări din pălăria aceea ca o roată, care vroiau parcă să spună că lucrurile în existența lor sunt bine încleștate și că numai omul nu se știe ce mama dracului tot vrea. Niște ouă de alea să-l mai potolească. Frânturi de cuvinte pe care tita, curioasă, le auzea când trecea pe lângă bărbatul ei ca din întâmplare, cu un vas sau cu un alt obiect în mână. Spre toamna acelui așan, în, într-o dimineață, spre prânz, Catrina Moromet era în grădină și ajuta feciorului cu furca să facă niște gluși de coceni. Tatăl plecase pe la gară să vândă ceva. Le lăsase lor treaba asta să o facă. Era ceață încă din zori, dar acum era aproape prânzul și nu se ridica deloc, ba chiar parcă se făcea și mai groasă și s-ar fi zis că ziua nu mai avea oră, cu lumina aceea a ei spălăcită și cu salcâmii cu coroanele mâncate până la trunchi, înghețiți cum stăteau în negura deasă. Un dat de alurilor care tăia domol săritura câmpiei peste sat, nu se mai vedea nici ea deloc. Și satul părea acum lipsit de spațiu, nu numai de timp, cu elementele plutind peste el într-o curgere de pulbere albicioasă, care nu se mai știa ce e mai fusese văzută niciodată? O cioară fâlfâi pe deasupra grădinii, numai cu zgomotul și se pierdu pe deasupra caselor, urmată curând de o puzderie, ale căror țipete o opriră pe mamă cu furca în aer, ca la un semnal știut numai de ea, descoperit în aceste croncănituri care umpluseră cerul. S-ar fi zis că un în depărtare pe sub nori, zgârind cu ciocurile lor ascuțite creierii liniștiței negurii. Când năvălirea peste sat, se părucă pustiul din țipetele lor și pâlcurile numeroase înghesuite ce se amestecau de-a vor împrăștia nori și vor începe să smulgă crângele salcâmilor, acoperișurile caselor și gardurile fumurii din prejurul curților. Împânziră satul și se lăsară peste coșuri și fânare. Altele se îngrămădiră prin cuibare ori prin podurile părăsite. Greitul lor făcu să nu se mai audă de nicăieri niciun alt zgomot și tăcerea nu pieri din sat nici după ce ciorile se adunară de peste tot și zburară mai departe. ce fi? zise mama și deodată lăsă furca jos și o luă spre casă. Intră în tindă, trecut dintr-o odaie în alta, reveni pe vatră și și-a dus aminte. Da, băgase pâinea sub țest, povestia mai târziu, și din pricina cocenilor o uitase se gândise că trebuie să se fiars. ars, vrâse vătraia în capul țestului, îl săltase și trăsese pâinea afară. Când o luase în mână să vadă cum e, îi se rupse în mâini în șapte bucăți. O băgase din nou, așa ruptă, astupase marginile cestului cu cenușă fierbinte și se întoarse în grădină să ajute mai departe lui Nicolae la făcutul glugilor. Nu știa că trecuse de la venitul ei în grădină, și odată auzise în partea aceea a caselor unde stătea fica ei măritată, țipete. Nu sta departe Sandu, aci la pod, casa din colțul răspânt ei. Lăsase furca și alergase la drum și de la drum spre pod lângă care se vedea lumea adunată și se auzeau mereu țipăte înalt. Era o căruță care se opri chiar în dreptul casei lui Sandu și mamei se tăiară picioarele când văzu. Se apropie și se uită. Întins între scoarțele largi ale căruței, înroșite în câteva locuri de sânge, stătea Sandu, galben, abia suflând. O luase răcai cu el la vale și îl călcase roata căruței. Cine nu țipa, povestea cum se petrecuseră lucrurile, cum din pricina ceții ca ei s-au speriat de un câine care țâșnise fără veste dintr-un șanț, unde mânca o cioară, și el a sărit jos, fiindcă nu mai putea să-i oprească din hățuri. Pusese piciorul pe răscruce și alunecase înainte pe șleauri. L-au ridicat pe brațe și când l-au văzut așa mare și prăpădit pe dinăuntru, dus pe mâinile oamenilor, cele două mame, a fetei și a lui Sandu, au leșinat, fiindcă de cinci ani îl aștepta setita să se întoarcă din război. Se întorsese și uite că nu era nicio jumătate de ani de când se însurase. Nicolae veni și el la căpătăiul lui Sandu. Îl recunoscu și șopti înainte de a muri tot în felul acela al lui, de parcă era milă de cuvinte, dar de asta dată cam supărat că îi se luase puterea și avea glas slab. Uite, mă, ce bulingă, zise. Și renunță să mai spună restul, zicându-și, poate că nici pe patul de moarte, cuvintele sau lucrurile la care se referă el, nu merită să le spui numele, și să vorbești despre ele. Capitolul 9 La șase săptămâni, familia și rudele se gândiră din timp să-i facă lui Sandu un parastas mare. Timpul se răcise și frunzele salcâmilor și florilor de prin grădini se îngălbeniseră. În dimineața aceea se întâmplă însă să fie soare și cald. Familia și rudele mari ale lui Sandu hotărâsără pentru ca parastasul să fie așa cum îl doreau toți, să cheme să slujească la el patru preoți, doi din sat și doi de prin cele din preajmă. Vroiau într-adevăr un parastas mare. Totul era gata din timpul nopții și dimineața, înainte ca lumea să înceapă să se strângă, fetele mătura răbătătura și întinseră chiar în mijlocul ei, o masă atât de lungă încât cei care treceau pe drum și nu apucau să vadă crucea albă de lemn bătută pe stâlpul porții, cu numele lui Sandu și anii la care se născuse și murise, scris pe ea, credeau că e vorba de vreo nuntă sau un păcăciune. Copiii, în număr mare, așteptau zgribuliți și cu privirile mărite, nu atât de răcoarea dimineții de toamnă care era dulce în ziua aceea, ci de mirosul de varză, fasole, friptură de pasăre și țuică fiartă, care umpleau aerul până departe. Când soarele se urcă la un stat de om, cei patru preoți coborâră în fața curții lui Sandu și intrară doi câte doi în curte. Lumea se feri în lături, uitându-se în tăcere la patrafirile lor bogate, prin care coloritul lor aduceau, aci printre salcâm și sub cerul limpede de toamnă, ceva din interiorul bisericii unde slujeau. Din clipele de taine ale dimineților de sărbătoare, când preoții ieșeau din altare și îmbrăcați în aceste odășdi, cântau ridicând ochii spre cer și îmbălsămând aerul cu mirosul cădelnițelor lor încărcate cu tămâie. Înăuntru, peste două paturi, erau întinse capetele, niște colaci împletiți de o albeață moale și învârfuiți cu colivă amestecată pe striți cu bomboane și plăinte. Cei patru preoți deschiseră cărțile, și familia și rudele, care niciodată nu sunt cu totul gata în astfel de momente, își făceau semne disperate și șopteau: Aduceți lumânările și apoi să se aprindă capetele! Unul din preoții străini chiar vorbi gros, cu o voce sunând clar, parcă a răspuns de liturghie: Aprindeți capetele, aduceți stămâie și lumânări mari pentru slujbă se aprinseră lumânările, se înfipseră în colaci. Preoților li se dădu câte un șervet lung și alb în mână, pe care aceștia le țineau agățate de mânecă și atârnând în jos. Și slujba a început. Întreaga casă, curtea, grădina și împrejurimile se umplură de cântecele ce se auzeau din odaia unde se slujea. Trecuse mai bine de un ceas și preoții tot nu ieșeau. De ce ține așa de mult?" întrebă cineva. Slujba abia ajunsese la jumătate și glasul unui preot tocmai cânta poruncind. Pentru ca să ne învrednicim noi, ascultați Sfânta Evanghelie și toată lumea, cei dinăuntru ca și cei de afară, se lăsară în genunchi și își plecară capetele. În sfârșit, slujba se termină și cei patru preoți ieșiră apoi afară în timp ce se adresau familiei și rudelor, de asta dată ca simpli oameni, spunând Dumnezeu să-l ierte, fără să cânte. Își scoaseră odăjdiile și le dădură unui om de-al lor, care le duse într trăsura cu care veniseră. Rudele și cei care ajutau se mișcau acum de colo-colo, așternând pături pe mesele improvizate de brad din mijlocul bătăturii și cărând în brațe și cu coșnițele, străchin și linguri, pâine tăiată în felii, oale mari cu fiertură și mâncare. Toată lumea să stea la masă se auzi cineva spunând, și în aceeași clipă copiii se repeziră la coadă și încălecară pe băncile lungi, făcute pe semne anume pentru ei, înghesuindu-se și înghiontindu-se. Haide, relua același glas, poftiți și sfinția voastră. Lumea a început să se așeze și cei patru preoți luară loc în cap, pe scaune cu spetează, spre deosebire de ceilalți care stăteau pe scaune fără se începu împărțirea mâncării în străchini, în timp ce de o parte și de alta a șiragului lung de mese, doi oameni cu o damigeană în brațe împărțeau la rând câte o ceașcă de țuică fiecăruia. Cei mai bătrâni și rudele mari se așezaseră în capul mesei, aproape de cei patru preoți. Toată lumea a început să mănânce și preoții ridicare pe rând paharele pentru odihna celui dus dintre ei. Începutul mesei trecu astfel repede, fiindcă de obicei, la un astfel de praznic, după pomenirile preoților, reluate apoi de ceilalți mai săraci, străini de familia care prăznuia și cărora li se dădea să bea la toți cu o singură ceașcă și ziceau Dumnezeu să-l ierte sau să-i fie țărână ușoară, începea să se mănânce bine și mai ales să se bea zdravă dar nu la toți li se dădea mult de băut, ci numai la cei chemați și așezați într-un anume loc al mesei, și aceștia nu erau prea mulți față de numărul celor obișnuiți să colind de nechemați la toate pomenile. Copii drânță cu ochii mari și chipurile negre, inșa căror ocupație principală era cum să-și astâmpere foamea, bătrâni învechiți în sărăcie, văduve prăpădite, toți amestecați la un loc cu cei mici, mânca până se umflau. La o astfel de pomană, cum era cea dată de familia lui Sandu, ei veneau și cu trăiștile în care aruncau tot ce rămânea de la masă. Pâine multă, bucăți de carne, feline nenumărate de mămăligă și unii scoteau pe furiș și câte o oală și goleau în ea farfurile copilor care se săturau mai repede și îndemnau să mai ceară ca să ia ei. Se întâmplau câteodată și încăierări, repede stinse prin înhățarea celor în cauză și gonirea lor prin grădină să nu vadă lumea și potolirea lor cu dare la fiecare din mâncarea pentru care se încăieraseră. La parastasul ăsta însă nu se întâmplă nimic. Toți ăștia și înțesară tot ce aveau ca loc în care se putea pune, de la burți până la treștile lor jigărite. Nimeni nu-i Nicolae mânca puțin din ciorba de pasăre și din friptura care se puse în farfurii, băunsă de câteva ori din țuică, câteva acești mărișoare, și de la un timp stătea și se uita alături la masa preoților și parcă aștepta ceva. Chipul lui își pierduse în aceste șase săptămâni, de când murise cumnată său, liniștea senină trăsăturilor și ochii rătăceau străini peste oameni. La cei din preajma lui, acum la parastas, după ce dăduseră toți câteva cești de țuică peste cap, le pieri încetul cu încetul pioșenia aceea de la început și devenirea mai voioși. Se uitau la el și rosteau pomeniri ca și când ar fi rostit urări, în timp ce Niculae nici nu-i vedea, atras din ce în ce mai mult de cei patru preoți, care mâncau în farfurii de marmură și cu tacâmuri de fier, spre deosebire de toți ceilalți care mâncau fără furculițe și cuțite, și doar cu linguri de lemn din străchin smălțuite. Părinte, să vă întreb ceva!" zise Nicolae plecându-se spre cei patru preoți și rămânând așa a plecat, încă cel de lângă el trebuie să se ferească mult ca să poată mânca mai departe. Continua. Sunteți ca și cei patru evangeliști, Patru? Așa că o să-mi răspundeți. Întreabă, taic, zise cel din sat binevoitor. Au zise că acest băiat fusese cândva elev și răspunsese cu o oarecare considerație. Părinte, reluă Nicolae, cum nată mi a murit de șase săptămâni, fără să știm pentru ce, nimeni nu știe. Eu am să vă spun mai pe urmă ceva, dar, sfinția voastră, ce credeți? Nenorocirea taic. Nu, părinte, stai să vedeți, să vă spun mai bine, zise Nicolae repede. Oamenii vorbesc, adică un om poate să se gândească la orice? Mâinile îi se frământau pe masă și urmăreau vorbind un anume lucru și glasul era muncit și privirea vie. Sfinția voastră, reluă el, ați îngropat o grămadă de oameni și când îi îngropați nu vă e frică? Cum se poate să îngropați, părinte? Aproape că strigă el. Cum să bagi oameni în pământ și pe urmă să-i acoperi cu lopata? Sunt câini, părinte! Așa e o sânda, taic, zise preotul, căutând să se desprindă de acest tânăr care începea să nu respecte legea praznicului și vorbea ce nu se cuvine. Dacă ar fi fost după noi, n am mai murit niciunul și ne-am înmulțit ca frunza și ca iarba. Dar băiatul nu se desprindea. Atras de cei patru preoți cu o forță irezistibilă, și capete începure să se răsucească o clipă spre el, să audă ce spune. Părinte, mâncați și beți la moartea unui om și sfinția voastră chiar vă trudiți și cântați și primiți bani, iar alora din fund chiar le pare bine când moare cineva, ca să poată să se sature și ei din când în când. Părinte, strigă băiatul îndârjit pe neașteptate, de ce a murit cumnatul meu? De ce l-ați băgat în pământ? Ești ca o salce primăvara. N-ai de ce să te vai, stai că, zise unul din preoți, scuturând parcă din mustăți și din barba lui neagră, cu multe fire argintinie. Vrem parcă să arate că iată cum se găsește să cârtească tocmai unul așa tânăr care, cu toate că nu știe ce e viața, gândul lui e la moarte. Niciunul nu s-a gândit, părinte, continua Nicolae. De ce a murit din senin un om? Dar el știa mi-a spus-o de mai multe ori. Zicea că e o boală. Am să mor, mă, Niculae, așa mi-a zis. Și mi-a spus și boala. Dar el mi-a zis, părinte, că pe toți ne paște boala asta. O să intre în sat pe furiș și chiar despre un parastas ca ăsta a vorbit. Un parastas general cu laude. Nu înțeleg, taică, zise preotul mâncând înainte. așa e obiceiul. Trebuie făcut parastas pentru odihna celui care e chemat de Dumnezeu laudele ce ni se vor aduce vor fi un parastas. Așa mi-a spus și mi-a spus, o să mormă Nicolae, și nu o să apuc parastasul ăsta. Cum să apuce el parastasul lui trăind? La cine se gânde el că o să-i facă parastasul înainte să moară? La cine se gândea el, părinte, sfinția voastră? Trebuie să știți. Nicolae, își șoptea atunci Linca, aplecându-i se pe la spate la ureche. Tute te puțin în casă, că vrea așa să spună ceva. Ce nașă!" sări deodată băiatul, desfăcând violent brațele și ridicându-se în picioare. Ce, suntem la nuntă aici? Suntem la parasta și fiecare trebuie să-și aducă aminte cum vrea el de neasandu, că dacă nu răstorn masa cu voi și vă dau pe toți afară." Stai jos și vorbește mai încet, să uită lumea la noi." Lasă-se, să uit. Nu ți-a făcut bine băutura. Bine că ți-a făcut ție, du-te la locul tău. Maică, stai jos și mănâncă zise atunci și mama lui, dar fără să se îngrijoreze, uitându-se la el cu privirea notând în lacrimi de jale și parcă înțelegându-l. Era drag de el, zise ea clătinând din cap la dreapta și la stânga, într-un vaet mut. Toată ziua se ducea pe la el și stăteau amândoi în mijlocul curții și vorbeau. Și uite că plecă și nu apucă și el să-și vadă nevasta cu copil, că a lăsat-o cu copil în ea săracă. Cinci ani l-a aștepta. După nuntă, zise Nicolae, parcă nodând spusele lui cu ale mai căsi, ieșeam într-o zi în grădină de dimineață. Vreau să-mi caut un ciomac să mă duc la deal. Îmi spusese tata să mă duc să văd ce cu niște porun care se veștejea. Ziceam că să-l întoarcem să punem niște otav. Ia să mă duc cu neasantul, mi-am zis eu. Poate merge și el. Nici nu răsărise soarele, era de vreme și senin. Mă duc la el și intru în curte și îl văd că dormea pe prispă singur. Sora mea era în casă, se sculase și ea și aprindea focul în vatră. Era cam la o lună după nuntă, cum v-am spus. Bună dimineața, cum nate, îi zic. Te-ai sculat? El n-a răspuns. Dormea cu capul spre hambar și era puțin întuneric. Mă aplec peste căpătuiul lui și mă uit să văd ce faci. Nu dormea. Stătea cu fața în sus, cu ochii deschiși și se uita. Omul o avea scoasă afară cu o țigară aprinsă între degete și care arsese singură. Uita-se să mai tragă din ea. Ce faci, neasandule, mai dormi?" i-am spus eu iar. Vrei să mergem la deal? Poate întoarcem niște porumb." Mi-a zis tata. N-ar fi rău." El nu mi răspunde, dar văd că se mișcă așternut și se uită țintă la mine. Pe urmă se ridică încet și îmi spuse. Ce să căutăm la deal, mai, cioroș bulingă? Nu vezi că eu modul la vale? Dar ce ai cumnate? îi spun eu. Te doare ceva? Merg, merg, merg. Așa a spus, de trei ori și rar și mișcând înainte din cap. Pe urmă s-a sculat, s-a îmbrăcat, a mâncat ceva și a plecat. Pe drum și-a făcut iar o țigare, a scos amnarul și a încercat să dea foc la easc. Nu m-am uitat să văd ce face, dar când mă întorc să-l strig, chiar atunci lăsase mâinile în jos și dăduse drumul pietrei și amnarului. Ce ai cum îl întreb eu. Îl văd că începe să meargă și taci. Am ieșit la miri și ne apropiam de locurile noastre. Când ne-am oprit, eu am vrut să merg peste răzor. Niculae, zice, stai, unde te duci? Pe locuri, îi răspund. Ce cauți? Să văd ce cu porumbul. De ce? Cum, de ce? Întreb eu. Ca să vedem. Ca să vezi? Îmi ia el vorba din gur. Se uita la mine și îmi strângea mână. Cumnate, îmi spune el. Ascultă aici. Mi-a intrat un vierme pe os. Ce vierme, neasandule? Ce vorbești? Un vierme negru pe măduva oaselor. Fugi de aici, cumnate. Eu fi visaturât. Nu, nu, e un vierme. Vezi de când am venit de pe frontul simt cum se mișcă pe os. Ascultă aici. Stai eu și mă gândesc. N-am nimic. Nu e boală pe care să ți-o îngrijească altul. Începe întâi de pe os, pe urmă vezi o grămadă de prostii, de nimicuri. Cum te văd eu acum ca ai sprâncenele negre și nasul ca o piatră albă și cum calci pe un mușuroi mic de furnici. Așa începe. Vezi o grămadă de fleacuri și te gândești napodă la ele. Și te tot uiți. Și tot uitându-te, le vezi că nu mai sunt ca la început se umflă, se fac mari, deschid gura și parcă râde de tine. Pui degetul alături jos și nu vezi nicio deosebire. Ce mi-e degetul, ce mi-e pământul? Altele se mișcă, ci se pare că nu mai știi ce sunt. Uiți de unde ai plecat și stai așa. Și pe urmă, iar o ei de la cap. Cum sunt eu acum, mi se pare că ce am de făcut n-aș mai vrea să fac. ăsta e începutul. Te uiți în sus și nu înțelegi nimic. Și când te uiți în jos și îți vezi căruța în bătătură, parcă te trezești din somn și nu mai știi nimic. Cum nate, îi spun eu, dacă nu te odihnești mai mult, stai și odihnește-te. Ce vă uitați așa? strigă deodată Nicolae cu privirea scăpărând, dând scaunul la o parte și ridicând brațul. Uitați-vă încolo, în sus, dacă e ceva. Nu vă uitați la mine cu bucăturile în gât. Ce mai vreți? asta e tot. Sufletul lui era în trupul lui. S-a dus și voi, stați aici cu fălcile mari și mâncați. Și dumneata, părinte, care le știi pe toate, ce poți să spui? De ce murim? De ce ne mai naștem dacă trebuie să murim? Se opri și se apropie de cei patru preoți, dând pe omul de lângă ei la o parte, care nu vroi și atunci să răsti la el. Dă-te la o parte de lângă mine. De ce ne mai naștem, părinte, dacă trebuie să murim? De ce s-a născut omul care-i facem acum asta? dacă într-o zi a trebuit să-l calce căruța? A scăpat cinci ani de gloanțe și bombe și n-a scăpat de un câine care mâncă o cioară și i-a speriat cai. Asta era hotărât dinainte? Cine a hotărât, părinte? Cine a luat decizia asta că el trebuie să moară? Cei ce nu mor nici nu se nasc, taică? spuse preotul bătrân al satului, bând vin foarte însetat, ca și când tot ce se întâmpla nu-l surprindea cu nimic. Văzuse el destule și asta de acum îi se părea cea mai în ordine a lucrurilor. Nu mor decât cei care se nasc, taică? Și întrebarea se pune, cum e mai bine, să te naști, dar să mori? Sau să nu te naști deloc, dar nici să nu mori? Eu zic că e mai bine să te naști. Iar în ceea ce privește decizia, când urmează să mori, nu cunoaștem decât puține din măsurile domnului. Ah! răgni deodată băiatul și apucă în aceeași clipă cu o mână masa să o răstoarne și cu cealaltă să tragă de pe ea fața încărcată cu străchin și pâine. Afară cu voi! Duceți-vă în pământ dacă v-ați născut ca să muriți! Să arunc eu bulgării cu lopata peste tronul vostru! Afară! Afară din curtea lui! se făcuse alb la față. Îl luară repede de acolo și vorbiră la ureche să nu mai strige, că se uită lumea. Și unul din preoți zise că băiatul ăsta nu trebuia să bea țuică. A mai văzut el pe cineva tot așa? Se tăvălea pe jos și făcea spume la gur. Ăsta de aici nu e chiar așa de rău, dar tu nu trebuie să mai fie lăsat să bea. Să-i se dea vin, că vinul e mai moale și n-a auzit până acum să-i se facă cuiva rău de vin, dar de țuică o femeie se adresa alteia, zicând să ție minte și să-i spună mamei lui Nicolae ce zice părintele. Să știe și să-l ferească de aici înainte de țuic. Auzi, Catrino, ține minte ce a zis părintele din Ciolănești. După acest parastas, avusese dreptate preotul acela. Nicolae zăcu câteva zile și crezură chiar că o să-l țină și mai mult, fiindcă nu putea să mănânce și ce mânca cu sila îi făcea rău. Își reveni însă și se întremă repede și totul fu pus într-adevăr pe seama băuturii, a țuicii, și că trebuie ferit de acum colo băiatul să dea cu ochii de vreo astfel de sticlă și să mai bea, fiindcă ciudățenia era că la întrebarea sanitarului, pe care morometel al totuși să-l vadă pe fiul sau dacă mirosul sau gustul de țuic îi face cumva o la burtă, dacă îi vine așa de greață și îi se învârtește capul, Nicolae răspunse că nu, din contră, ar bea și un kilogram și că se simțea chiar foarte bine la cap. Îi veneau așa vorbele ca niște lumini și cu putere așa în oase și în mâini. Vrea deci deloc să recunoască spusele preotului acela, că așa ceva nu e bine și că nu trebuie să se mai întâmple. Complet restabilit, el dădă din numeri și suruse cu blândețe, asemeni lui Nean sau Santu. De ce să nu se mai întâmple? întrebă el cu aerul celui care nu vede de ce n-ar fi fost cu totul firește astfel de întâmplări, care te fac să vorbești deschis și cu o mare putere de a dovedi ceva. Capitolul 10 Și se lăsă iar cu burta pe cartea pe care avea cu el. Nu se știa de unde făcea el rost de cărți, fiindcă bani pentru ca să le cumpere nu cerea. În general, nu-i mai cerea nimic de multă vreme lui taică său. Însă era adevărat că se ducea după ele și preț de două-trei zile, cum povesti la un moment dat moromete, când Nicolae lipsi de acasă într-o sâmbătă și reveni abia luni cu un pachet legat cu sfoară. Unde ai fost, mă?" îl întrebă el cu neîncredere, ca și când s-ar fi ferit să nu-și închipie cineva că el, tatăl, credea că din pricina acelui pachet a lipsit el atâta de acasă. În satul cu oameni!" răspunse Nicolae fără să se uite la el și se întinse în pridvor și a dormit îndat. Era plin de praf de sus până jos și sandalele lui nici nu se mai cunoșteau de picioare. Morometele desfăcute de curele, îi le trase și ținându-le într-un deget în aer, strâmbându-se, se uită la chipul băiatului. Să-l fi pus la o treabă, povesti el mai pe urmă, să se ducă, să zicem, mai până la gar. Du-te, Nicolae, cu căruța, nu pe jos, că nu mai avem sare în casă. Mai bine ți-ai fi păstrat cuvintele în gură decât să-i spui. Pe păi câtă vreme așa? Cine știe pe cine o fi cunoscând el pe aici, prin satele astea de prin prejur, care la rândul lor cine știe pe cine o fi cunoscând pe alții? Căci că tocmai pe la Popeș Palanga l-ar fi văzut cineva într-o zi. Mort era. Știți cum te pune jos somnul de nu mai mișcă nimic în tine. L-am hățânat, mă, tu ăsta, Niculae, zic. Ia și mănâncă întâi și pe urmă te culcă. Dar cred că nici n-a înțeles, că tu dormea și numai așa s-a uitat la mine odată. Ai fi zis că s-a dus și el la bal, cum se duc băieții de seama lui Colea la bancă, și-o fi dansat și el cu domnișoarele, cum fac unii până la ziua, și se întorc dimineața, îi vezi deschiaz la găci cu părul în de nădușeală, râzând. Acum, ce e drept, nici el nu arăta trist. Era un grădină subdut și moromete se așeză jos lângă el cu țigara în mână. Multă vreme nu zise nimic, rămânând liniștit în acea poziție care parcă îi mlădiase cu anii trupul, anume pentru a nu vorbi dacă nu avea ce spune sau asculta pe celălalt de lângă el dacă nu era singur sau tăcea împreună cu el dacă nici acela nu simțea nevoia să spună ceva. Dar tot așa stătea. Și când vorbea și din pricina asta a văzut de la distanță, era greu să știi când erau mai mulți care dintre ei vorbeau. Moromete avea cel mai mult aerul acesta, că le spunea el ceva celorlalți, cum stătea jos, cu un picior sub piel, celălalt ridicat, cu cotul sprijinit în genunchi și cu țigarea în mână lăsată spre pământ, ca o creangă a unui pom a cărui nemișcare vie o împrumuta. Felul cum se poartă un om are totuși rostul lui, domnule. Rupse el tăcerea într-o vreme cu acel glas al lui de odinioară, care promitea mari dezvăluiri fără să-și dea seama sau poate dându dar prefăcându-se că nu observă că acum ceva suna în el nepotrivit. Odată tot așa vrusese să vorbească în felul lui cunoscut și erau mulți oameni adunați și fără nicio legătură unul din ei l-a întrerupt și a spus cu un dispreț zgomotos. Taci, mă, din gură! Moromet, tu vorbești care n-ai fost la moartea sorutii? Moromet a și cât mai stătuse acolo, nu mai scoase un cuvânt. Ar fi putut să-i spună aceluia că nici el care o înjura și o trăgea pe măsa de păr în mijlocul bătăturii nu avea dreptul să vorbească, dar nu-i spusese aceluia nimic. Mai stătuse acolo câtva timp, apoi se ridicase și plecase. Nimeni nu băgase de seamă lipsa lui. Cu tine vorbesc, nu cu dudul ăsta, zise moromete văzând că Nicolae nu zice nimic. n ce să vorbești cu mine răspunse Nicolae cu totul întreagăt, aruncându-i tatălui o privire rapidă de constatare, reluându-și apoi absorbit lectura. Te rog să mă crezi, continua atunci Moromete cu un glas, de parcă ar fi fost sătul de convingere și nu mai făcea decât să aleagă cu ușurință lucrurile pe care avea să-i le spună lui Nicolae. Te rog să mă crezi," repetă el, că sunt la curent cu tot și nu zic nimic." Sunt la curent cu istoria cu fata lui Costică Roșu, cu dusul pe la neantul Sandu, care așa e, cum ai zis tu, nu muri atâția ani pe front și se și din nimica. Auzi, nu-l călcar atâtea mașini pe unde fuse și îl călcă în sat, căruții trasă de niște prăpădiți de cai. Am stat și m-am uitat la tine, cum îi întrebai pe cei patru popi pe care aduse adusese lui Sandu, cum devine comul cu pe care îl îngroapă ei ca pe un câine și dă pământ peste el cu lopata. Și acum, vi eu te întreb, dumneata ca o ceva pe lume. Ce? Nicolae nu răspunse. Dădu foaia liniștit și de plăcerea lecturii se foi pe pământ să-și așeze mai bine trupul lungit și ca nu cumva să-l sâche vreun zgomot din afară glasul cuiva, își acoperi cu podul palmelor obraji și în același timp și urechile. Moromete își duse la gură țigarea și trase din ea îndelung. Urmă o tăcere care ful la un moment dat turburată de un glas feroce al cuiva, înjurat de secut tremurau să Mielule, unde ești? Treci încoace și bagă boină într-o firea al dracului să fii, mielule, firea al dracu. Ăsta era unul mai rău decât fusese la nodat. Putea să te omoare cu ciomagul dacă te luai de el. Era vecin doar de grădină cu moromeți. Avea o bucată de pământ aci, casa era în altă parte. Punea pe ea fânt, trifoi sau lucernă și venea cu fiosul mielu, des, cu căruța cu boie și îl coseau dejuga în partea cealaltă în măgură și se puneau pe treapă. Nici pom, nici nimic nu se vedea pe acest loc împrejmuit, însă ca o redută cu un gard de nuiele împletite prin care, cu anii, crescuseră pâlcuri uriașe de cucută și de mărăcini, adică două lucruri care ți-aminteau de o travă și de înțepat. Una o ajuta pe alta să te împiedice cumva să intri. Dar să furi ce? fiindcă altceva decât trifoiște nu-i trecea prin cap să facă din acest loc de grădină. Cu tot ceea ce însemna acest cuvânt ca bogăție și frumusețe, el punea trifoi. Atâta știa, atâta făcea. Avea un nume oarecare, dar înfățișarea lui nu era unui oarecare. Se bărbirea atât de rar, încât în ziua aceea nu-l mai cunoștea nimeni, fiindcă avea un păr negru care îi se urca până sub ochi. Și cum avea și ochii negri și purta șocăciulă și neagră, ai fi zis că-i dracu al cărui nume el îl folosea în așa fel că te băga în răcoci. Nimeni nu-l auzea niciodată vorbind. Stătea între oameni fără să zică nimic și când îi venea lui, se scula și pleca. Odată niculae îl văzuse venind aici singur cu coasa, cu mâncare ca să nu se mai întoarcă acasă. De semne, stătea departe. Agăța se traista într-un mărăcine mai înalt. Nicolae spunea că nici el n-a văzut cum a venit un câine și a apucat-o cu dinții și a tras-o jos de pe crac. Era legată la gură, dar câinele trebuie să fie dârdei de flămâncera, că a desfăcut-o cu botul și a mâncat tot ce era înăuntru, mămăligă, brânză, ou, numai sarea și ceapa nu le-a înghițit. Nici nu se știa al cui era, în orice caz, un câine prost, fiindcă în loc să fugă după ce a mâncat, a rămas pe acolo și când a văzut că omul îl cheamă cu un glas așa de blând, a început să se gudure. Faptul e că l-a prins, l-a legat de gât cu un ștreang și a început să -l bată cu un ciomac verde de salcăm. Îl învârtea prin aer și îl drăcuia. Frial dracu! al dracu! dracu! Câinele a schelălăit, el cât a schelălăit, dar pe urma a început să sară la om cu ochii roșii, turbat, până a murit cu capul plin de sânge. Cât își țineau Nicolae urechile acoperite cu palmele, tot auzi glasul acestui om și își ridică frunte. Ți-am pus o întrebare," zise Moromet. Ce întrebare? Ah, da, să știi că asta nu te privește." Asta," zise și Moromet, e cel mai lezne de înțeles să-mi spui că nu mă privește." Și cel mai greu care e? Cel mai greu e să-mi răspunzi." De ce?" Fiindcă nici tu nu știi." Nicolae se posomor. Răspunse cu o voce trufașă și îndepărtată, răsfăind cartea ca să găsească locul unde se întrerupsese. Parcă dacă o să spun, o să înțelegi tu mai mult de o grămadă. Spune tu, zise moromete liniștit, și vedem noi cine înțelege mai bine și cine nu. Bine, zise Nicolae, îți spun, dar cu o condiție. Dacă nu o să înțelegi, să nu-mi cer să-ți explic și să-și vadă fiecare de treburile lui. Ei, spune, acceptă Moromete. Urmă o nouă tăcere, după care Nicolae deodată declară. Eu îmi caut eul meu. Moromete se uită în altă parte. Era limpede că, în ciuda simplității cuvintelor, totuși nu înțelegea uitase însă că în acest caz trebuia să se ridice și să pleci. În căutarea asta de care zici, spuse el în cele din urmă, ai în vedere că mi-a spus arestit de că acum, după război, dat fiind că mulți învățători au murit pe front cu trei clase de școală normală, cum ai tu, poți să fii învățător suplinitor sat și examenele alele altele dai mai încolo. Ai casă, ai masa acelea, te duci la școală acolo și pentru diplomă stai și învezi liniștit. Și le-a merge, nu mai ai nevoie de nimeni. Era cumva o declarație de vinovăție că atâta timp cât avusese nevoie, el, tatăl, nu-l ajutase. Nicolae se întoarse la carte, decis să-și vadă de citit și spuse. Și așa nu mai am nevoie de nimeni. Asta nu se poate, zise Moromet. Cu cine o să trăiești? Cu nimeni, zise Nicolae. O să mă duc în pustie și de acolo o să mă întorc și o să propovăduiesc. Muromete se uită la el cu atenție. Ce era asta? Nu cumva Sandu se întorsese de pe front adventist și îl făcuse și pe Nicolae să creadă? Mulți băieți se ținu să răbine pe acolo, dar odată întors și acasă îi apucase frica de grozăviile la care luase răparte și căzuseră într-o doagă. Cartea aceea pe care o citea acum Nicolae nu era cumva o carte adventistă? Moromet întinse mâna și o întoarse să vadă ce scria pe copertă. Crezi că ai să înțelegi din titlu ce am spus eu? exclamă Nicolae Baciocoritor. Mai bine ține-te de cuvânt și lasă-mă să citesc. Umanism! citim oromete, lăsându-se în voia sunetului cuvântului, în speranța că în felul acesta îi se va dezvălui poate și înțelesul. Umanism, repetă el, în gândirea secolului. Aici, reluăm oromete, spune că trebuie să te duci în pustie și să propovăduiești? Ce să propovăduiești? Exclamă el, redevenind stăpân pe situație, dar cu o alarmă și în același timp cu o amenințare în glas. Ce să propovăduiești, Nicolae? Crezi că nu e lumea plină de propovăduitori? Numai la noi în sa, sunt vreo 17. Să-i auzi ce spun și cum stau și se adună într-o casă cu lumânările în mâini și cântă dintr-o carte a lor. Dar al de Busuioc, care e un fel de șef, nici nu știe să citească. Dar el stă cu cartea în mână și se uită în ea, adăugă moromete sublinind comedia cu sprâncenele. Busuioc e pocăit, nu adventist, zise Nicolae. Tot aia e, zise Moromete. Văd că știi. Și ce dacă ești eu? Nimic, zic și eu. Te întreb despre ce vrei tu să propovăduiești. Ți-am arătat că nu înțelegi, zise Nicolae liniștit și i-a făcut tatălui său semne să se ducă de acolo, adăugând că altfel dacă mai stă și o să-i spună mai departe cuvinte pe care el nu le pricepe și nu o să explice ce înseamnă, o să moară de poftă să afle și nu o să aibă cum. Mai bine să rânească la cai, fiindcă la asta se pricepe. S-au dus vremurile alea când stătea cu el și îi explica. S-au dus? murmură Muromete. – Da, s-au dus, afirmă cu tărie Nicolae. Și după câteva clipe adăugă de parcă i-ar fi fost milă să-l lase pe taică su chiar de tot în întuneric. Nu mai ai nicio speranță cu voi. Asta vorbea și cu bietul Sandu. – Cum putu mă, zice, cioroș bulincă, al de socru să nu te mai lase la școală. Că-mi scria tita că va merge mai bine ca niciodată. Și eu zic, păi, da om de sândule, că dacă ne-ar fi mers mai rău, ar fi făcut orice ca să termin școala. Pe câte vreme așa, când a început să trăiască bine, a scuipat pe carte. La ce mai trebuie carte dacă trăiești bine. Și nu e așa? Zise moromete cu o mică energie de protest, mai degrabă vrând să-l împiedice pe fiul să-i dea înainte în felul lui, cum începuse, decât că credea cu adevărat că făcuse bine oprindu-l să învețe spune tu, nu-i așa? De moment ce trăiești bine, la ce mai trebuie carte? Voia să-l înfunde sau să audă de la el răspunsuri mari? Nicolae îl fulgeră cu privirea ochilor lui redeveniți limpezi. Și viermi trăiesc bine, zise el, scuturând în același timp din cap, ca și când ar fi vrut să alunge astfel beția pe care o simțea, pronunțând aceste cuvinte. Dar n-avea decât să le îndure tatăl, dacă îi plăcea să afle ce gândea el Niculae despre faptele lui trecute. Moromete însă se ridică și plecă destul de mulțumit. Nu putea fi încă vorba de o apropiere, dar tot aflase ceva care îl liniștea. Băiatul nu-i purta pică din pricina școlii întrerupte, oricâte vorbe ar fi spus el, ca așa și pe dincolo. Bine că îi plăcea mai departe cartea, fiindcă nu se poate să nu dispitească pe el faptul să fie învățător sublinitor și să-și dea examenele pe urmă. Nu vrusese el asta de când era mic? Să ajungă învățător plin? Capitolul 11 Dar, ca printr-o spărtură care nu mai putea fi dreasă, începură să năvălească în acest timp pe scena satului oameni și întâmplări care îl smulselă pe Nicolae de acasă, înainte ca Moromete să vadă repărându-se greșeala lui față de acest băiat. Erau evenimente pline de viclenie, care nu se îndreptară de pildă cum credea unii spre Țugurlan, care s-ar fi zis că le așteptase și nu fără noi mă spunea câte cineva prin prinzând parcă din zbor înțelesul întregiului vieți. Domnule, Țugurlan e vei comunist? Așa, vei cum era, trecerea lui prin întâmplările care urmară fu efemeră și s-ar fi zis, văzând ce oameni ieșeau acum la iveală, că un sat parcă nu era o așezare de cel mult domii de case adunate într-o vale a unui râu și ascunse sub salcâmi ci o groapă fără fund din care nu mai încetau să iasă atâția necunoscuți. Cine erau toți ăștia? Ce mai mulți erau băieți, așa ca Nicolae și nu se știe cine le spusese lor că pot să se ducă la primărie să se urce pe trepte și să înceapă să vorbească. Într-o zi, Moromete se întoarse din sat strâmbându-se de nemulțumire și spuse că se întâlni pe drum cu Radu Lung. Zice, mă, Moromete, vrei să-l vezi pe dracu? Ei, cum? Zic. Du-te la primărie, zice, și uite-te la mărin al meu. M-am dus, adăugă Moromete, și așa era. Ori îl vei spăla cu coarne, ori pe al de mărin al lui. Tot aia e. Intrigat, Nicolae se încălță și se duse și el acolo. Judecând după timpul pe care l-a avusese atât Radu Lungu, cât și moromete ca să se ducă să-și vadă pe acel mărin, s-ar fi putut crede că era acum prea târziu să-l mai găsește în aceeași situație, adică urcat pe treptele primăriei și vorbind fiindcă ăsta era lucru drăcesc la care se referise al de tată o când se întorsese, oprindu-i pe toți cei pe care îi întâlnea pe drum și spunându-le același lucru. Dar nu, Nicolae îl văzut de departe cu un cap mai sus în fața unei mulțimi de oameni și grăbi pașii să-l mai prindă. Oratorul însă nici nu avea de gând să se oprească. Vorbea înainte și da din mâini, în fața unei adunări de inși care nici ei nu tăceau din gură și vroiau parcă cu tot din adinsul să-l facă pe la să se dea jos de acolo, dar nu știau cum să-l înfunde. De ce se adunaseră de fapt? Ce vroiau al lui Radu Lungu și mai ales ce nu-i plăcuse lui al de să în toată istoria asta? Într-adevăr, îi se rostogolea ochii în capului lui al de fisă și îi dădea cu gura cu atâta pornire, încât nu-și mai putea acoperi dinții lui tineri și când răspundea câte unuia, se răsucea spre el atât de repezit, încât ai fi zis că e un câine întărâtat, scăpat din lanț, care nu s-a la tine să-și înfingă dinții, doar pentru că urmele curele cu care a fost ținut până acum la respect le simte încă proaspete în jurul gâtului. Ce vine are, mă, tacto, că ai fost tu de nevoie și ți-a fugit muirea de acasă? Alții cu pământ mai puțin ca tine și nu le-a fugit nevestele. Asta și-au muncit pământul și și-au făcut. Dăm dumneata unul singur care a muncit și și-a făcut. Ha, dăm! striga lui Radu Lungu. Și săreau strop din gură când spunea. Hai, dăm! Parcă ar fi spus ham, ham! Uite a lui Biric! A lui Birică? Care dintre ei? Al de Ion! Birica a pierdut procesul cu alte socruși, domnul bolosu, și dacă nu ar fi avut noroc când îl concentra să rămână la manutanța armatei și pe urmă să se reangajeze, nu știu ce ar fi făcut el cu trei copii și cu nevastă care îl împungea cu fusul în spinare cu partea aia scuțită. Ei, ce vrei tu, mă, să spui cu asta? Tot ești tu la București ca lui Birica, dacă te țin curelele," sărea altul. Pe acolo umblă câinii cu covrigi în coadă, în spatele lui, în picioare." Stăteau și ascultau liniștiți trei inși, dintre care doi din sat, Nicolae îi cunoștea. Unul era primarul care venise în data după 23 august, un oarecare Pascu, poreclit nu se știe de ce, încă de când era mic, Terente, numele vestit al unui bandit. Celălalt, primarul de acum, Gavrila lui Miai, iar al treilea nu știa cine. Nicolae nu a avut timp să-și dea seama ce era cu această adunare: că necunoscutul se și desprinsese dintre cei doi, coborâ treptele și o loc chiar spre el. Nu mă cunoști? Îi zise lui Nicolae. Sunt noul notar. Cum de nu mă cunoști? se ghicea în dosul cuvintelor lui. Mulți mă și cunosc, cu toate că sunt numit de puțină vreme. Era de prin Slăvești, o comună cam la 20 de kilometri de Siliștea și se aflase repede cine era tatăl Sub chirurg de spital, cu o grămadă de fete, nu-l putu se ține pe băiat mai mult de șase clase de liceu și fiul, foarte practic, dăduse examene de notar. Venirea lui în Siliștea stârnise un interes atât de mare că vechiul notar fu repede uitat, mai ales că de foarte mulți ani nu mai auzea bine și dacă vorbea încet cu el nu te înțelegea, iar dacă ridicai glasul te înjura și te dă de afară din birou cel nou era o plăcere să-l vezi curat îmbrăcat cum era și cu privirea vie nu adormită ca a surdului scos la pensie își ținea mâinile în șolduri când vorbea cu oamenii și avea aerul că se află cu toată lumea înhămat la o treabă care îl ține tot timpul cu mânecile sumese dar că lui îi plăcea munca de aia era plătit să le stea la dispoziție politică făcea cum să nu? răspunse tânărul și spuse că el era liberal tătărăscean, spre încântarea lui Aristide, care era liberal brătienist, dar spunea că nu mai contează acum ce fel de liberal ești, numai să nu fii cine știe ce alt parte din astea colorate, care apăruseră ca ciupercile după război, cu fel de fel de denumiri social-democrat, național-popular, FND sau alte litere. De la orele 11, când sosea poșta, se strângeau toți șefii comunei în biroul noului notar. Aveau toți aerul că în curând vor veni alegerile și oamenii or să-l aleagă iar primar tot pe Aristide, după ce au văzut de ce sunt în stare ceilalți. Deschideau ziarele, citeau cu glas tare articolele care apăreau în ziarele partidelor lor istorice și făceau pronosticuri cine o să vie întâi în țară să-i gonească pe ruși. Englezii sau americani. Până într-o vreme, când pe lângă ei început să intre în același birou, și unul la lui Gogonaru, un băiat cam de vârsta notarului, care nimeni nu înțelese ce căuta el acolo, fiindcă nu vorbea nimeni cu el. La lui gogonaru se mai adăuga apoi acolo în birou, tot așa, pe nesimțite și fără niciun rost, unul numit Obei, înflăcă un alt și parcă îndoi de și de spinare de greutatea unei cobilițe purtată permanent. În timp ce el nu purta de fapt decât din timp în timp, când pleca prin sa după ouă, pe care le precupețea pe urmă singur, cine știe cum la București sau la Prăvălia și Comunei, nimeni nu știa. Purta într-adevăr o cobiliță cu două coșniți la capete, într-una punea ouăle și în cealaltă marfa cu care le obținea: alviță și bombane. Avea în acest sens un strigăt care și adusese porecla: Ouă, bei, care mai vinde ouă? El vroia adică să spună ouă, bă, care mai vinde ouă, dar în loc de bă zicea bei, ca să-i se subțieze glasul mai băierește și să fie și auzit mai bine de urechile muierilor. Ouă, bei pierduse cu inflația recentă, pruma lui de capital și se lăsase de precupeție. Nimeni n-ar fi crezut că ar fi putut să joace un anumit rol în următoarea scenă care se povestea că a avut loc la un moment dat în biroul notar. Bă, poștarul ăsta, spuse Obe, adresându-se acelui în timp ce notabilitățile răsfăiau ziarele cu nasul în ele. De ce n aduci tu la primărie toate ziarele? Poștarul nu lua în seamă, nu era el învățat să dea socotea lor oricui. Își colea geanta și sorta hârtile și scrisorile cu grija cuvenită. obei repetă, de asta dată cu o vagă ironie. Dom' poștar, de ce nu mai aduci domn poștar toate ziarele? Poștarul se învioră, se uită la obei și se rățui devenind pe neașteptate foarte nervos. Lăsați-mă, dracului, în pace am treaba, așa mă faceți voi de plătesc din buzunar. De ce nu aduci toate ziarele? îl chestionă o obei scurt. Domn director, spuse atunci poștarul respectuos, adresându-se directorului școlii primare, Toderici. Uit, v-am adus ce-am vorbit. O obei se înțepe niște, dată ridică glasul. Ce bătuiești tu ești surd? Eu îți vorbesc aici cu frumosul și tu te faci că n-auzi? Ai vată în urechi? De ce nu aduci toate ziarele? Care ziare? Întrebă în sfârșit poștarul din ce în ce mai nervos. Ziarele care sunt abonați. Uite colea, Gogonarul e abonat la scânteia și mai sunt și eu. De ce nu mi-a România liberă? Dacă de mâine încolo nu aduci toate ziarele, să știi că te reclam domnului primar pentru fraudă în actele publice și cum mine o pățești. Apoi deodată adăugă cu reproș sincer. De ce oprești mă ziarele neastane? Cu cine ești înțeles? Eu? Sări poștarul afectând nepăsarea. Eu le aduc și le las acelea, dracu știe cine le ia. Să mi le dai mie în mână, spuse notarul intervenind împăciuitor. O să am grijă de ele eu și în urma acestor cuvinte care fuseseră rostite ca să se înțeleagă că el îl pusese pe o obei să-i vorbească așa poștarului, cei adunați își spuseră că ori se întâmplase ceva între timp notarului și încerca să schimbem acazul după politica guvernului, ori de la bun început mințise că era liberal și în realitate era cu totul altceva. Să admitem, spuse Aristide, că simpatizează cu comuniști. Uite, și ginerii mei, un giner agronom, s-a înscris la socialiști. Foarte bine, astea vor fi vederile lui, dar de ce l-aduce el pe obei în primărie? Și se ne toți și începură să vină tot mai rar în birou notarului. În scurtă vreme nu mai veniră deloc, începură să locolească. Tânărul notar era însă din ce în ce mai activ și în duminica următoare el puse pe bărăgan să sune cu goarna în sat și să spună să se adune toată lumea la primărie că erau de citit niște dispoziții. Și oamenii veniră și el le citi niște ordine oarecare, dar apoi începu să vorbească despre altele și să cheme și pe cine vrea din rândul lor să se ridice și să vină în față să ia cuvântul. Atât a trebuit. În fiecare zi se strângeau acolo câte o sută și chiar două sute și numai căderea nopții împrăștia, fiindcă nu aveau lumină și nu mai vedeau pe cel care se ridica acolo și începea să le spună pe ale lui. Trebuia văzut cine e, altfel toată chestia n-ar mai fi avut nicio noimă. Un cuvânt străin de vorbirea lor, ușor de ghicit că venea de la notar, revenea din când în când, ca o ebrează, în cele ce spuneau. Fericire! ca să ne facem o viață fericită, că destul cu ce a fost, că vechile regimuri n-au făcut nimic, și tu, nea Ioane, cum ai trăit, că n-ai o cămașă pe tine, și tu, nea Vasile, că murit frate tău nebun de peleagră, dar tu, Ilia lui cocoșil, ce îți dă dunea Gheorghe când te însurași? Ei singuri își spuneau tot lor lucruri pe care le știau tot de la cei pe care îi pomeneau, și în toate adunările acestea plutea o promisiune bizară, nelămurită, mereu reaprinsă cu fiece vorbitor care se ridica acolo pe drept. Ce li se întâmpla? Nu era pentru întâia oară când stăteau țepeni și se ascultau așa unii pe alții, dar acum erau adunați și le luceau ochii turburi de speranțele aprinse cu o putere crezută de ei înșiși și stinsă. Fiindcă ce mai putea fi? Pământ nu mai era de împărțit, vitele nu le spusese nimeni că or să fie mai ieftine, bani nu le fluturase nimeni pe sub nas. Era de necrezut că tocmai ei, arși de atâtea dorinți înfrânate, se îmbătau tocmai cu acest cuvânt care nu spunea nimic. Fiindcă cei bogați stăteau și se uitau la ei tăcuți, cu mâinile lor puternice, încleștate pe goga bastoanelor, nedumeriți că uite-l pe cutare, care dacă nu-i dădeau ei un sac de porumb pe iarnă, îi murea copilul de foame, se înghesuie acum acolo și strigă și el câte un cuvânt, și ridică și el câte un bras cu pânul cât o buturugă, dar cu umerii prăpădiți. Ce crede el, adică săracul, că fără muncă o să vie ea fericirea peste ei, fiindcă clânță-ne unul și altul din gură? Ce crede el, tineretul ăsta, că o să se umfle pământul, că o să se facă mai mult? Asta e care e altul, nu mai e. Să pună mâna să-l muncească. Alte țări au pământ sărac și ca să-l îngrașe umblă cu căldarea cu căcat și pune la rădăcina legumii, în timp ce ăștia țin băligarul curat de vită lângă graști, că le elene să-l ducă și să-l împrăștie pe miriște. Degeaba vorbesc ei de fericire, că nu o să le dea nimeni pe degeaba. Vorbitorii nu se legau însă de cei bogați, încât aceștia, în cele din urmă, se liniștiră și își văzură de treburile lor, lăsând doar printre cei adunați pe câte cineva care să le povestească. Așa se află la un moment dat că noul notar, cu o obei și cu al lui Gogonaru, s-au constituit într-o așa zisă celulă și că poate să se înscrie și să intre în ea oricine. N-avea decât să se ducă la primărie, la notar, să-i scălească o adeziune și devenea astfel comunist. Se găsiră dintre cei care se adunau acolo zilnic destui și nu numai tineri ca obei sau mărină la lui Radul Lungu. Veni de pildă unul mai bătrân, numit Adam Fântână, un lipovean rătăcit de lui și străin de obiceiurile acestui sat, prea mult îndepărtat de Dunăre ca să mai semene cu ale lui de acolo din bălți. Totuși rămăsese în el. Se spunea că ar fi fugit de cineva și că pe vremea aceea avea și un prieten care era șef al postului de jandarmi și își pierduse de ciormă cu ajutorul acestuia. Acestea erau povești, dar faptul că era lipovean se adeveri prin aceea că își lăsase curând barbă și mai ales prin aceea că bețiile lui nu se cu ale nimănui din sat. Fiindcă, de pildă, se îmbăta asta în moame și asta se întâmpla, de fapt, aproape în fiecare zi și se întocea seara târziu acasă. Nu făcea decât să strige din când în când foarte vesel. Hei, bă! Hei, bă! Prin dreptul casei vreunui prieten, să-i spună acestuia pe nume și să-l întrebe Hei, bă, ce mai faci?" Ceea ce însemna că oricât era el de beat, tot mai cunoștea el casele pe câtă vreme. Adam fântână ăsta, numai că nu recunoștea pe nimeni, dar chiar zăcea și nu-și venea în fire nici după o săptămână. E drept că nici băutura lui nu era ca altora, era mult mai tare și o cumpăra singur de pe la pălămidă sau turnu și avea o culoare albastră odată cineva îi spusese că băutura asta este extrem de dăunătoare, că făcea rău. Și atunci fântână, auzind acel calificativ atât de categoric, îi arătase ce scria pe sticlă. Spirit medicinal. Cum putea la să spună o astfel de vorbă? Din potrivă, cel pe care îl beau ei e dăunător, ăsta lui fiind medicinal, cu alte cuvinte văzut de medici. Puteai să-l bei liniștit. Veni apoi un umantar roșie, și ăsta străin de sat, moldovean de prin cuș, gonit de secetă, și intrat slugă la cineva. Nu avea pe nimeni acolo la el în sat și se oprise aici, zicea el, definitiv. Capitolul 12. Cum trăsese cu urechea la zgomotele războiului, tot așa ridicase Nicolae atent, fruntea din cărți auzind cum unul cam de seama lui, mai apropiat de asta dată de el decât tunetele din cer ale luptelor, agita acisatul răscolindu-l în adâncuri. Și iată-l acum chiar alături, îi lăsase pe cei cu care sta în fața primăriei și în văzul la toți, se dăduse jos să vie tocmai la el. – Cum să nu vă cunosc? – zise Nicolae. A avut grijă, bărăgan! Nu vrei să trecem cu la la Nevalache să facem cunoștință? zise notarul. Nicolae nu zise nimic, dar se urni din loc alături de celălalt. De dincolo de podișca de ciment din fața primăriei, de pe o terasă impunătoare pentru o cărciumă, ai fi zis că e o mică vilă a vreunui băier de țară, dacă n-ai fi zărit la geamul ei drapa de vița agățătoare, sticle și clondire expuse pe un raft. Un om foarte vesel ridică o măsură de vin în aer, și strigă cu gura până la urechi de voioșie și plăcere. Să trăiți, domn notar! Apoi ridică brațul și mai sus spre cei pe care notarul îi părăsise. Să trăiți, domn... Dar vocea îi se frânse de șovoială. Nu spuse și restul, domn primar, după cum îi trădase intenția gestul. Ăsta era Valache, care ținea a doua cărciumă din sat, dar toată lumea știa că băutura din ea o bea mai mult el și cu prietenii lui care era totdeauna primarul și notarul, oricare ar fi fost ei. Valach era și grădinar, dar nu era văzut pe acolo decât la cules, toamna sau când trebuia, de obicei sâmbăta, să plătească celor care îi munceau cu ziua. Avea grijă de toate copiii și muierea. El stătea până și diminețile și juca table, de obicei pe țuici și le-ar fi fost greu puținilor care se întâmplau să fie pe acolo să spună că Valach ar fi ieșit vreodată câștigător. Făcea însă să-l vezi ce vesel era când îi ieșea și lui câte o linie, cum îi se întindea gura literalmente până la ceafă, cum cerea de băut ridicând mâna și pognind dintr-un deget în podul palmei fără să se uite, făcând pe marele client la propria lui cârciu. Acum unii spuneau că Valaki avea dificultăți cu primarii, că se schimbau prea des și că îi venea greu să spună să trăiesc domn primar unui țăran care se numea Terente, de care n-au zis în viața lui și care pe deasupra nici el nu părea să-l cunoască pe Valachi. Adică cum să nu-l cunoască? Nu era nicio îndoială că-l cum să nu-l cunoască, până și copiii știau cine e Valachi. Dar ce-i făcuse el lui de se uita că eu la el? Nea Valachii, un om foarte serios, zise tânărul notar după ce se așeză cu Nicolae pe terasă și cărciumarul grădinar intră înăuntru să le aducă o sticlă de vin. A fost primul om care m-a primit cu brațele deschise când am venit aici. nu e așa nevalache? Cărciumarul nu auzise ce se spuseze despre el, dar nu dar îi cunoștea el atât de bine pe notari. Puse sticla și paharele pe masă cu unul și pentru el, se așeză în fotolul solid de răchită, albit de ploi, care trosni sub greutatea ca mare a omului și începu să toarne în pahare cu gura strâmbată într-o parte de plăcerea pe care o stârnea gâlgăitul vinului. Bine faci că stai de vorbă și cu băiatul ăsta," zise el. Să-l cunoști pe tață, pe moromete, ar trebui susținut să vie el primar." Cum e neavalachi?" Cine?" Domnul moromete." Se vedea că tânărul notar cunoștea deja ticurile verbale ale recârciumarului și sconta un anumit răspuns din partea lui. E un om foarte serios, zise Valache. Hai să trăiți! Să trăiți, domn notar! Să trăiești, Nicolae! În acest timp, alt vorbitor îi luase locul lui Mărina lui Radu Lungu, care, văzându-l pe notar unde și cu cine se dusese, mai așteptase puțin și venise și el Nevalache spune că e serios orice lucru bine făcut, zise notarul golind paharul. Nevalache, să știi că ăsta e un vin foarte serios pe care îl bem noi acum. Dar ce crezi că eu dau din el de băuri la toată lumea? Tu ce vrei, mă mărin? Ei, uite, ție nu o să-ți dau din ăsta, că l-ai supărat pe tactul. Îl văzui cum plecă cu capul în jos când auzi prostiile tale. Al lui Radu Lungu se făcu galben și nu se așeză, rânji la valache și rămase cu mâna pe scaun. N-am nevoie de vinul dumitale. Și le întoarse spatele și se dădu jos din cârciumă cu niște pași tărăgănați, vrând să arate că a plecat de voia lui de pe terasa lui Valache și nu că l-ar fi gonit cineva. Cârciumarul se zbărlise de furie și îl înjura, dar furia lui era atât de inocentă prin lipsa de răutate pe care nu o putea avea, că notarul început să râdă. Lasă-l neava la că e băia bun. Ascultă-mă pe mine. E băia bun? Se miră Valache. E un băiat foarte serios, zise notarul. Bine, atunci să-l chem îndărăt. Mărine, mă, al uradul lungu. Dar ăsta ori n-auzea, ori se făcea că nu aude, fiindcă nu întoarse capul. Și în curând chiar dispărut din mulțimea care la apropierea serii începuse și ea să se împrăști. Am auzit că ai înghesuit acum câtva timp patru preoți și că nici nu n-a ce să-ți răspundă, zise notarul după ce și Valachia îi lăsă singuri. E adevărat? M-au scos din sărite, cum mâncau toți după ce îl îngropaseră pe cumnată meu. Zise Nicolae Senin, dar parcă retrăind și, în orice caz, fiind pe deplin de acord cu ceea ce făcuse el în ziua aceea. Ai fi zis că din pricina lui câmnată meu nu putut să răie să mănânce până atunci și că acum, după ce au scăpat de el, poți ei să se așeze la masă și să-mi fulece cu gurile pline. așa e obiceiul, zise tânărul notar. Unii fac colivă și îți dau să mănânci și ai impresia că mănânci chiar din trupul celui mort. Dar ea spune, continuă el, în fond, ce întrebare le-ai pus? M-au scos toți din sărite, aia Nicolae prins de vinul bun pe care îl băuse. Îi vedeai cum vor să uite mai repede și cum turna o țuică în cești cu figuri cu cernice, crea să încor să mă păcălească pe mine. Parcă nu știu eu cum înjură de pârie căpriorile și cum își lovesc fetele peste gură cu dosul palme și le lasă fără dinți toată viața. Și pe urmă mai târziu se dezvelez la piept ca niște zmintiți și se zgârie cu unghiile că fiesa s-a măritat și nu vrea să-i mai calce pragul. Nicolae se mișcă în fotulul de răchită și întinse brațele înaintea lui ca și când ar fi vrut să ridice de pe jos o greutate imensă. În loc a forța asta uriașă care zace în ei!" Continuă el în timp ce notarul îl privea foarte atent, aprobându-l cu aceată cerevie care ne îndeamnă întotdeauna să vorbim tocmai despre lucrurile care constituiesc secretul ființei noastre și când dispare nu numai orice reținere, dar apare în același timp și o dorință imperioasă de a spune tot, ca și când tocmai aceste lucruri ne-ar împiedica să ne gândim la altele noi, spre care ne cheamă de fapt soarta. În loc ca mintea lor să fie la înălțimea puterii cu care sunt dotați, fiindcă sunt foarte puternici, uite așa șoldurile au cu oasele marca de bou, și să sece ca într-o clipire noroaiele în astea nenorocite care încep de prin noiembrie și țin până se face primăvară, dacă nu cumva ninge și îngheață, să pietruiască drumurile, să ridice stâlpi de lumină și să sape grădinile și să le umple de pomi și de tot ce au nevoie ca să uite că mai au și altceva de făcut pe lumea asta decât să-și lărgească chimirile cu burta plină de mămăligă. În loc să scoată din pământul care e al lor toate darurile și când te apropii de un sat să zici că e grădina paradisului plină de copii, de flori înalte până la vârful casei și de animale de toate sorile care se pot imagina, cum vezi că e pe la alte popoare, el zace vara sub umbra salcâmului în timp ce soarele arde miriștea și seacă râul care luni de zile a curs de pomană pe la capetele grădinilor lor iar iarna stă după sobă în timp ce vita mugește jalnic în graș lignită de acelea și aceleași paie pe care îi le dă mereu să mănânce până începe să crească părul în smocuri mari, că zici primăvara când o scoate la iarbă că e o oaie, nu mai e vac. Ai să vezi că o să vie timpul lor când nu or să mai aibă ce să mănânce și or să pornească în haite asupra orașelor cu țăpoaiele în mână, că adică orașele sunt de vină că trăiesc ei așa cum trăiesc. Nicolae se opri. Se simțea că nu atât adevărurile pe care le spunea l se dau, ci o dezamăgire ascunsă care le inventa și îl făcea neiertător. Notarul nu lăsă să dureze prea mult tăcerea care urmă și spuse fără șovăire. Trebuie să-i ajutăm. Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora a ieșit. După care nu mai zise nimic, având chiar o expresie ciudată pe chip, care nu excludea mulțumirea că el și celălalt cu care stătea acolo la masă erau astfel de oameni, cum zisese. Asta era suficient și era foarte mult să ai conștiința că ești un om luminat și ai mai întâlnit încă unul ca tine. Gândește-te, reluă el, ce rămâne unui om care vede starea de lucruri din jurul său? Ori tocmai că noi vrem să schimbăm starea de lucruri. Starea de lucruri o schimbă omul, nu poate să o schimbe nimeni din afară, strigă Nicolae. Și a avut o astfel de intonație în glas, încât s-ar fi putut crede că se bucura, dacă nu chiar era pe deplin satisfăcut că nu poate nimeni să schimbe ceva din exterior. Se vedea că citise de toate, tocmai despre aceste lucruri. Uite la noi, continuă el, cât am trăit rău, tata, am ținut toți la el și a făcut ce a putut pentru fiecare cât s-a înstărit, n-a mai fost capabil de nimic și nu pentru că nu mai putea, strigă Nicolae. Bunăstarea ne îngrașă după aceleași legi ca și pe un animal și numai dacă l aduci iar la rostul lui pe lume, își mai aduce aminte că e om. Te contrazici? spuse tânărul notar net, uitându-se la el atât de nemișcat, încât ai fi zis că vrea să-i bată lui Nicolae un cui creștet. Ba nu mă contrazic! răspunse Nicolae cu expresie triumfătoare, lucru care spori brusc atenția concentrată pe firicelui alt, ascultându-l. Noi trăim din umanismul secolului trecut, continuă Nicolae, și n-am fost în stare să descoperim un nou umanism. Dovadă cele două războaie, mai rele decât pe vremea hunilor. Ce știa el despre aceste două războaie? Notarul se mișcă și turnă hotărât în pahare, păstrând pe chip acea expresie gravă a unuia mai în vârstă, care, deși își dă seama că spusele celuilalt sunt împrumutate din cărți, vede că nu e mai puțin adevărat că aceste cărți au vrăjit mintea și au pregătit-o fie să gândească cu totul deosebit de ce din jur, fie să primească de la unul din ei o gândire nouă, apropiată de soarta lui de om tânăr, în fața căruia stăteau deschise atâtea drumuri. În lume! continuă Nicolae a sporit cantitatea de rău, în special trufia, ceea ce pe vremea înfloririi religiilor nu se întâmpla. Vechiul umanism se baza pe religii. Nici o dovadă nu exista, însă, că tânărul notar urmărea toate acestea cât de cât un cunoscător, dar aici Nicolae nu se înșela. Cineva care vorbește de starea de lucruri în care se află omul se poate să nu fi citit și să nu știe nimic. Că despre valache el se ocupa să le mai aducă vin, să le aprindă petromaxul și să le-l pună în perete. Și numai într-un târziu își dădu pe semne seama că între cuvintele acelea ciudate care se rostogoleau acolo la el pe terasă și cutia de table pe care crezuse că o să o deschide în cele din urmă și să joace cu notarul o partidă, nu exista nici cea mai mică legătură și la un moment dat o, -o de acolo și o duse înăuntru. Omul era în stare altădată să cucerească alte teritorii decât cele terestre, continuă Nicolae. Victorile lui îi întindeau dincolo de spațiul pe care îl vedeai cu ochii. Și dincolo de timp, noi mai trebuia chiar toate aceste plăceri mărunte care li separă acum a unora atât de mari încât bucuros să l strânge de gât pe fratii său ca să le aibă. De mult au început să-și vândă sufletul pe nimic. Tata a uitat sau se preface că a uitat, dar tot de trufie m au oprit de la școală. Credea că el e centrul universului și cum le aranjează el așa bine, toată lumea ar trebui să-l asculte. Nu-l cunoști, dar să-l fi văzut ce a fost el odată. Știi cum se adunau oamenii când îl vedeau că iese la drum și se așează pe stănoagă? Îi vedeai cum o iau agale, unul de la o parte, altul de dincoace, altul din fundul grădinii. Și să știi că nu le spunea nimic ei spuneau. Dar știau că el îl ascultă și... E, acum s-a terminat. Îl vezi cum îi ia altul vorba din gură, fără niciun respect, și el lasă fruntea în jos și nu mai zice nimic. De ce? Aici s-a întâmplat ceva și nimeni nu o să știe vreodată ce a fost cu el. Poate doar mama, dar eu nu cred. Și iată cum uitarea le alină pe toate și poți să te duci să te îngropi. Nu are rost să mai faci atâtea încurcături. Cauți un gâldău în pădure, îți pui două pietroaie de gât și te arunci în el. Măcar nu mai știe nimeni. Dar ce ți-a făcut tatăl dumitale? zise tânărul notar, clipind acum rar, vizibil alarmat de această destenuire repede și reprimată, căci Nicolae se oprise. Nu mi-a făcut nimic, dar omul are nevoie de o nouă religie, a binelui și a răului, fiindcă răul din icoane nu-l mai sperie, iar de bine a ajuns să rânjească drăcește când îi aduce aminte de el. Noi venim cu o religie nouă, zise notarul practic, așezându-se mai bine în fotoliu, cu umerii mai aproape, să poată fi auzit mai bine. Își scoase un ciubuc din buzunar, suflă în el și strigă la Valache să-i aducă un pachet de țigări. Am să spun în ce constă această religie continuă tânărul notar, și sunt convins că vei deveni nu primul apostol, fiindcă nu vei fi primul, dar unul dintre cei mai buni. Fiindcă și eu mi-am pus aceleași întrebări, eram elev și mai ales pe ultimul an, toată ziua discutam, fiindcă eu știam că o să plec și nu o să mai pot să-mi dau bacalauratul decât în particular. Ce e omul și cum ajunge el pe culm sau se prăpușește în prăpasti? În realitate, mama îndopa toată ziua curcani cu făcălețul și când eram mic, verile noastre erau toate un chin. Trebuia toată ziua să culegem murzici și să le tocăm. Șapte fete și un băiat. Ce părere ai? E adevărat că omul, dacă nu obține victorii așa în intemporal, cum bine zici, se târăște cu burta pe pământ. Dar cum? E adevărat că sfinții părinți erau niște oameni foarte serioși, dar mi-aduc aminte de orele noastre de religie, Aveam profesor, un preot foarte deștept și nu pot să uit cum într-o zi, nu știu ce lecție aveam și ni se povestea în manual despre Ian Hus cu litere mărunte. Ăsta, zice părintele nostru, a fost adepta lui Viclef care a negat transubstanța, adică schimbarea pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. După care părintele Odată a luat Alton și a făcut și așa din mână. A fost ars pe rug. De parcă ar fi zis. I-au dat două picioare în spate. Dar știți voi, zice, ce a pățit când a început să-l învăluie flăcările? S-a apropiat de el o babă cu o surcea în mână și a aruncat-o și ea în rug și reformatorul cicar mai fi avut timp să zică Sancta Simplicitas, idiotă babă, a spus părinții iar noi am râs. Dar, într-adevăr, cine băga să în cap că dacă un om nu crede că în timpul slujbei pâinea și vinul se transformă la un moment dat în trupul și sângele lui Hristos, trebuie ars de viu. Aici nu te supăra, dar nu mai e nicio victorie, e o degradare. Sunt de acord, sări Nicolae. Ești? dar mi s-a părut că spui că dacă oamenilor le-ar mai fi încă frică de răul din icoane și s-ar strădui să facă bine tot după aceleași principii, atunci omul nu și-ar mai vinde sufletul pe nimic și n-ar mai trăi din trufie. Și eu sunt de acord că dacă omul nu mai are nimic sfânt, se sălbăticește și degenerează, dar omul poate fi o ființă morală și fără religie. Religia, eu n -aș zice că este opiul popoarelor, ci expresia spontană a năzuinții morale a omului. Auzindu-l vorbind astfel, Nicolae nu mai zise nimic, prins poate de uimire. Nici când pe terasa lui Valache nu fusese reemise asemenea idei cu atâta claritate și siguranță. Între timp se făcuse de mult întuneric și Valache se așezase la el în o daie cu familia la masă. La un moment dat, reapăru cu o farfurie cu bucăți de friptură și pâine și le puse pe masă. Cei doi tineri începură să mănânce fără măcar să-i mulțumească, atât de prinși erau în discuția lor. Ei, și care nu are religie cu care ziceți că veniți voi? Întrebă Niculae cu o privire avidă, fiindcă întrebarea lui nu era izvorâtă din neîncredere, ci dintr-o adâncă și flămândă curiozitate lupta pentru existență, zise notarul, împinge pe om la multe înfrângeri. Dar ia gândește-te, omul luptă să-și țină copiii, nu e asta un scop? El poate ieși ca vai de capul lui din această luptă. Dar ia gândește-te, ne-a făcut pe noi. El ne-a făcut, nu Dumnezeu. Și de suferit, tot pentru noi a suferit. În ultimă instanță mă gândesc la mamă. Parcă ei nu i-ar fi plăcut să ducă o viață mai spirituală, dar cum să duc? Ori, după părerea mea, de aici trebuie să pornească orice religie. Dar de ce să-i spunem religie, să nu-i spunem revoluție? Făți din eliberarea omului de sub povara luptei pentru existență un crez și ai să vezi că realizându-l, o să ai înaintea ta un om nou. Fiindcă omul trăiește urmărit de acest blestem al sudorii frunții și aici eu nu mai sunt marxist și cred în blestem. Și am să-ți explic de ce. Ai băgat de seamă că un om preferă să se arunce cu gâtul sub o roată decât să asculte un sfat înțelept? De ce face el chestia asta? Aici îmi place mie omul cel mai mult. Încăpățânarea lui de a gândi liber. Dar tot aici, să-ți spun drept, mă scoate și din sărite. Nu acționează spre binele lui decât dacă nu mai are încotro. Ce vreau să spun? cât timp are o poziție de retragere, nu va voi să iasă din starea foarte rea în care de altfel recunoaște și el că se află. Cu niciun chip. Ba chiar îți oferă un spectacol de lașitate de care până și lui e greaț. Înțelegi că mă refer la țărani, pe care amândoi cunoaștem din experiență. În prezent ei circulă pe un drum liber, în sus și în jos. Săracul poate ajunge bogat, bogatul poate ajunge sărac. Chiar ăștia care îi vezi că se adună ei și strigă și ei unii la alții că nu e bine cum trăiesc, ferească Dumnezeu să crească, se gândește vreunul că tocmai poziția lor e cauza răului. Dar aici e paradoxul. Ei știu în același timp că nu e bine și vor o mare schimbare. Dar o mare schimbare la care ei să participe eventual doar ca beneficiari. Nu merge așa. Eu nu le spun nimic, îi las să vorbească, fiindcă pe mine mă interesează primul pas, sporirea rândurilor noastre. Pe urmă, mai vedem noi. De mult Nicolae nu mai făcea decât să asculte. Se vedea că îi plăcea acest om foarte tare și doar o expresie de neliniște, dar și de fascinație mai acoperea în privirea lui bucuria că cunoscuse. Că timpul trecea, și celălalt nu făcea nici el nicio mișcare să se ridice și să plece. Simțea și el pe semne aceeași atracție pentru ascultător. Întrebarea care însoțește de obicei astfel de întâlniri hotărătoare nu părea să se pune pentru niciunul dintre ei, dacă nu cumva era vorba aici de una din marile ispite ale vieții, despre care nimeni nu-ți putea spune unde te poate duce dacă urmezi pentru Nicolae. Și ce rol va juca acest băiat în viitorul lui? Îi va fi credincios sau din potrivă îl va trăda ca Iuda? Pentru tânărul om pasionat de politică și de revoluție, care nu era deocamdată decât un notar dintr-o comună oarecare. Și dacă vrei la un moment dat să nu mai faci parte din Partidul Comunist, ce se întâmplă? zise Nicolae într-un târziu. De ce să nu mai vrei să faci parte? Așa, să nu mai vrei. Foarte simplu, zise notarul, și își vrămâna în ambuzunarul din lăuntru hainei, de unde scoase un carnețel mic cu scoarțe roși. Te preziți cu acesta la cel care ți l-a dat sau la altul?" exclamă notarul râzând și l prădai. Nu e o problemă." Spre ziua, Nicolae se întoarse acasă și se culcă. El nu știa că toată lumea îi văzuse pe el și pe notar pe terasul lui Valache și că mulți spuseseră și aflase și taică său Că și acest amic al lui Moromete s-a înscris în partid. Fie că l-așteptase să se întoarcă, fie că se deșteptase doar auzindu-l, Moromete se foie în așternut și când Nicolae se liniști la rândul lui, deodată îi spus, Eh, ți-ai găsit eu tău? Tăcerea care urmă arăta surprinderea sau lipsa de obișnuință de a comunica dintre tată și fiul. Într-un târziu, Nicolae răspunse. răspuns. Mi l-am găsit. Și ce te mirești? Eu Făcu Moromete un flânt, parcă aerul negru din odaie cu mirarea lui. Apoi adăugă cu totală nepăsare. Dacă asta e calea care crezi tu de cuvință să te pui cot la cot cu obei, eu ce pot să mai zic? Nimic. Ce pot să mai zici, mai răspunse Nicolae. După care tăcuram îndoi și lăsară liniștea zorilor care învinețea geamurile să recadă asupra casei.